Să ne păstrăm sănătatea. Lectură. Sănătatea este bunul nostru cel mai de preț. Numai atunci când ne îmbolnăvim, ne dăm seama cât de scumpă ne este sănătatea. Pentru a putea să ne apărăm de boli, trebuie să cunoaștem cine le provoacă. Aproape toate bolile molipsitoare sunt cauzate de microbi. Aceștia există peste tot în natură, în aer, în apă, pe pământ, pe obiectele care ne înconjoară, pe corpul și în corpul omului și al celorlalte viețuitoare. Multora nu le vine să creadă aceasta, deoarece microbii sunt ființe foarte mici. Microbii nu se pot observa cu ochiul liber, ci numai cu ajutorul unui aparat care mărește foarte mult, microscopul. Ca toate ființele, microbii se hrănesc, respiră, cresc și se înmulțesc. În condiții prielnice, ei se înmulțesc foarte repede. Oamenii au descoperit însă armele cu care se poate lupta împotriva acestui dușman de temut. Aceste arme se află la îndemâna oricui. Razele soarelui ucid microbii. În popor se spune, pe bună dreptate, că în casa în care nu intră soarele pe fereastră, intră doctorul pe ușă. Apa ne ajută și ea în lupta împotriva microbilor. Spălarea mâinilor înaintea mesei și a dinților după masă, spălarea zilnică a corpului până la prâu și a picioarelor înainte de culcare, precum și baia întregului corp, cel puțin o dată pe săptămână, sunt obligatorii. Fructele și legumele, care se folosesc crude, trebuie bine spălate înainte de a fi consumate. Microbii pot fi distruși și prin fierbere. Așa procedăm cu laptele și cu alte alimente, precum și cu rufele. Ne ferim de microbi folosind și diferite substanțe, cum sunt spiritul sanitar, apa oxigenată, tinctura de iod și altele. În camera în care învățăm, în camera în care dormim, în sala de clasă, trebuie să lăsăm să intre cât mai mult soare și aer curat.